Avea 25 de ani când a șocat în primul rând comunitatea științifică, demonstrând că matematica este și incompletă și inconsistentă. N-a reușit nimeni să-l combată, iar concluziile sale stau la baza a numeroase dispute filozofice. Industriașul german a înființat în Polonia o fabrică în care a angajat evrei, salvându-i de la deportările în lagărele naziste. Gestul său eroic a fost readus în atenție de Spielberg odată cu filmul dedicat lui din 1993. Acestei prime forme de organizare a societății scriitorilor români i s-a reproșat că nu a cooptat mari scriitori ai vremii, precum Caragiale, Slavici, Coșbuc, Vlahuț, Macedonski și alții. Saddam înseamnă încăpățânatul sau cel care se confruntă. Dictatorul irachian a reușit cu abilitate să se mențină la putere timp de 24 de ani, în ciuda unor războaie dezastroase cu Iranul și cu coaliția internațională în primul război din Golf. Și Mussolini a reușit să se mențină la putere mai bine de 20 de ani. Participarea alături de Hitler la cea de-a doua conflagrație a făcut din Italia o țintă a atacurilor aliate. A fost ucis de către partizani italieni care l-au găsit în ascunzătoarea sa de pe marginea lacului Como. Toate dictaturile au avut nevoie de înregimentarea populației în diverse structuri pentru a putea controla mai eficient indivizii. Detașamentele de pionieri, create în 1949, asigurau pregătirea ideologică a viitorilor uteciști. Din 1976 și grădinița trebuia exploatată, așa au apărut șoimii patriei. Vedeta americană de televiziune colecționează motociclete și mașini, fiind un împătimit al sporturilor cu motor. Simpatica sosie umoristică a fostului președinte Iliescu are o pildă preferată, principiul lui Peter aplicat în politică. Nu știu dacă cei care ne guvernează sunt niște politicieni dibaci care ne mint abil sau niște dobitoci sinceri. Poate nu m-ați fi recunoscut după personajul pe care l-am interpretat, dându-i cât mai multă simpatie. Dar, revenind la lucrurile serioase, vă salut, numele meu este Cristian Grețcu, cunoscut ca și Iliescu de la Divertis. Fostul portar al echipei Inter Milano și al naționalei italiene a încercat antrenoratul și pe malurile Dâmboviței, dar și în Serbia, Emiratele Arabe Unite sau Turcia. Actrița spaniolă s-a afirmat odată cu premiul pentru interpretare feminină acordat de vecinii francezi la Cannes. S-a implicat și în numeroase proiecte filantropice și caritabile, alături de Maica Tereza, în campanii din Nepal, Uganda sau India. Criticul literar gălățean s-a autoexilat în 1992 în Germania. Se spune că a murit în același minut în care s-a stins și soția sa, internată la un alt spital berlinez. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.